Acest simpochioșc ar fi trebuit să vă arate acum harta obiectivelor turistice din capitală, a mijloacelor de transport în comun, dar și informații despre instituțiile publice. Oricât aș apăsa ecranul digital, însă tot negru rămâne. În total, 33 de astfel de aparate ocupă inutil domeniul public. Primăria Capitalei a demarat în urmă cu 3 ani un proiect de amplasare a 100 de infochioșcuri, care ar fi trebuit să le vină în ajutor turiștilor. Doar o treime din aparate au fost montate, fără a fi puse însă în funcțiune. În schimb, primăria condusă de Sorin Oprescu a cheltuit pentru proiectul abandonat 1,7 milioane de lei. Lucrurile care trebuie duse până la capăt e bolă veche și trebuie rânduială și gospodar. Cineva a luat banii pentru treaba asta și nu e tras la răspundere pentru ea. Pentru o capitală civilizată, acestea ar fi trebuit să existe și să funcționeze. Mi se pare normal că se încep anumite proiecte și nu se termină? Nu, deloc. Cineva ar trebui să răspundă pentru asta. Mi se pare faptul că sunt începute anumite proiecte și nu sunt duse la bun sfârșit. Păi n-ați văzut că toate sunt doar în campania electorală, formă mai e ceva, nu mai e nimic. Autostrada unde? Întreaga afacere a lui Sorin Oprescu a fost lăsată de izbeliște. O recunosc chiar reprezentanții municipalității. Activitatea de întreținere și exploatarea infochioșcurilor existente pe teren a fost întreruptă până la branșarea la rețeaua electrică Enel a infochioșcurilor. În momentul de față sunt în curs de rebranșare 23 dintre cele amplasate pe teren. Între timp, infochioșcurile au devenit ținta vandalilor. Primarul general al Capitalei, Sorin Oprescu, face lucrurile pentru a cheltui bani și nu pentru a crea ceva în bine pentru cetățenii Bucureștiului sau pentru oraș. S-au investit până acum în jur de 2 milioane de lei dintr-un proiect de aproximativ 9 milioane pentru doar 33 de chioșcuri. Majoritatea nu funcționează, iar o mare parte dintre ele au fost vandalizate. Acești bani sunt pur și simplu banii aruncați pe fereastră.